Gedoia, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 17 pe Barbă Neagră! Suntem pe serverul nostru cu Arașa, suntem cu Alin și suntem și cu Cristi și am instalat noi moduri, l-am băgat și pe bărbiță, uitați-l acilișa! Am pe spate un plug cu care sper eu să dezăpezesc un picuț și îl folosesc pe ăsta pentru că are 150 de cai putere și are șenile. Deci are o tracțiune ceva mai mare pe zăpadă. Hai să vă povestesc un picuț cum stă treaba și ce avem noi pe acilișa. Băiți, am mai vândut niște utilaje și avem acum 655.000 de euro. Și uite, a prins deja 42%. Iar acest utilaj bărbiță, normal acum e ceasul 1:30, dar pentru că este iarnă și plouă, este lapoviță și ninsoare în momentul de față, avem chestiunea asta acolo așa. Care treaba cu bărbiță? Bărbiță este un mod care n-a fost chiar atât de bine făcut. Dacă e să-l descarci de pe site-uri, fix pe ăsta, o să constați că începe să meargă, deci te-ai pus în el, ai început să mergi și o să dureze 22,8 secunde până când tractorul se va urni din loc. Deci literalmente aștepți 22 de secunde degeaba. Și am luat modul și l-am modificat un picu să fie mai realistic și acum începe să meargă undeva la un 4 secunde și ceva. Și cam așa este modul acum pus. Și este mult mai realistic, mult mai ok, mult mai fine. Iar viteza, i-am modificat-o puțin tel. Acum ajunge la 40 de km pe oră și în marșarier ajunge la vreo 20. Bineînțeles, dacă nu împinge nimic. Asta este evident, da? Și astea au fost schimbările în legătură cu tractorul ăsta cu bărbiță. Și ridic un picuț în sus. Dăm de tot. Hai da. Și un pic așa. Of. Trebuie să mă obișnuiesc un picuț cu zăpada asta, că funcționează cam ciudat. Un picuț cam ciudat. Și acum l-avem pe bărbiță. O să jucăm cu el pe această hartă pentru că este fix potrivit pentru ea, mai ales acum că jucăm cu modul de seasons, cu sezoanele, da? Și este super mega fine. De la volan se vede fine, e ok, avem și oglinzi, mă rog, oglindă, că e de fapt una, are și IC tractorul, deci nu avem probleme din punctul ăsta de vedere. Și de asemenea, acum mai lucrăm cu cuplare manuală. Deci cuplăm manual și atâta. Trebuie să ne dăm jos din tractor de fiecare dată când vrem să cuplăm. Nu este tocmai ușor, dar este ceva nou. Este ceva nou pentru noi și acum încă o chestie nouă. Trebuie să ținem cont de zile, trebuie să ținem cont de perioada anului când vrem să... Opa, e foarte de greu aici. Aici urcă. Aici e o zonă foarte dificilă. Și trebuie să ținem cont de când să semănăm, când să arăm, când să... știi, și tot așa. Hai, bărbiță, că tu mergi pe aici, boss. Bărbiță și nilatul meu. Poți să-i mai cresc ca ai putere dacă mai este nevoie. Dar o duce destul de bine până acum. Chiar dacă merge el mai încetul și el așa o leacă, are accelerație mai mică, e destul de ok. E și nilat și se cam împotmolește un picuț în zăpadă. Dar trecem și peste. Facem așa un test. S-ar putea să trebuiască mai mult ca ai putere. Nu știu, vedem. Dat-mi ceva aici. Hai, sus. Stai așa, eu trebuie să o iau. Eu iau bine așa cum o iau. Hai, da? Stai un pic. Stai să regândim situația. Cristi vine și are și el un nou mod care mănâncă zăpada și o aruncă în lateral. O să-l vedeți și pe ăla într-o secundă. E destul de fain. Și de asemenea am băgat și quad 6x6. Este un mod de ATV 6x6 pe care l-am folosit într-un mod review, deci am făcut și mod review și îl puteți vedea pe canal. Hai să mai dezăpezim un picuț pe aici. Are o lățime foarte mică, avantajul este că mănâncă pur și simplu zăpada și o aruncă în lateral. Deci nu trebuie să se obosească prea mult, știi? Dezavantajul, după cum bine vedeți, este lățimea. Este extrem de îngust. Asta este beleaua. Eu sper că nu fac mai rău pe aici decât a fost. Opa, bușteanu. Dar încerc să lățesc un picuț. O să mai rămână pe aici, pe acolo. Dar fuck it. Uite, vezi, cupa mea lățește un picuț mai mult. Eu vreau să mai testez o chestie. Vreau să mă duc la magazin să văd dacă un nivelator
rezolvă treaba asta mai bine. Sunt tare, tare curios dacă un nivelator o rezolvă. Hai da. Și un pic încoace. Da, ok. Hai să testăm. Astăzi este ziua testelor. Și vreau să testăm să vedem dacă un nivelator o face mai bine. Bun, let's go. Dacă un nivelator funcționează, ceea ce ar fi ciudat pentru că nivelatorul este pentru pentru silage, dar și ăsta mi se pare că pe care l-am eu tot pentru silage este. Dacă ar funcționa, aș închiria un tractor ceva mai potent sau cine știe un wheel loader. Și l-aș folosi pe acela. Dacă se cuplează, bineînțeles, ceea ce nu știu sigur dacă wheel loader-ul cuplează un nivelator. Dar în fine. Na, îl păstrăm. O, ce merge asta ea. O, ce împinge ea. Ce tare. I like it. Și pe asta. Nice. Și acum o dăm în sus. Awesome. Ok. Și mai punem o dată. Ia uite, fraților. Asta e, mă, dezăpezire, frate. Dezăpezire. Mai rămâne pe aici, pe acolo, dar nu ne deranjează cine știe ce. Și acum pe asta o ducem acolo, așa. Așa. Partea asta e ciudată, că nu cade, știi? Asta e chiar ciudată, că nu cade din ea. Hai, împinge-o. Împinge-o. Ara-i. Bun. Ok, și aici. Perfectos! Și acum venim doar din partea cealaltă și înghesuim toată zăpada coleașa. Și am eliberat un pic și zona asta. Ce îmi place mie, îmi place să dezăpezesc zona aia cu pădure. Și pe aia vreau eu să o rezolv așa mai bine, știi? Așa, dacă vă să se toată zăpada. A, că avem multă zăpadă pe aici. Dar într-adevăr este foarte, foarte multă. Dar bun, hai să continuăm. Și o să mergem la pădure să facem un drumuleț pe acolo. Să ne fie mai ușor să trecem cu... Stai. Să ne fie mai ușor nouă să trecem cu camionul, cu tirul, știi? Ca să putem să ducem și noi lemnele în siguranță, pentru că sistemul de acum, na, nu funcționează chiar atât de bine. Oh, shit! Shit. Stai așa. Să-i facem loc domnului Cristi. Prea vreau să-i stric aici treaba. Dar o să i-o stric. Un picuț așa. Pe aici, pe acolo. No, eu nu prea fac bine aici ce fac, vezi tu? E așa într-o parte. Chestia asta nu funcționează la fel de bine precum mă așteptam. Ok. Fac o suprafață destul de mare, deci nu-i bai. Doar că nu funcționează la fel de bine precum mă așteptam. Adică eu o duc destul de jos. Mergem ușor. Uite, vezi, și mai rămân pete. Nu, de ce rămân pete? Asta este întrebarea mea. Eu l-am pus cât de jos pot eu. Nu, că am îngropat mașina aia. Mamă, cât s-a ridicat NPC-ul, Jesus! Nu vedeți voi? Chestia asta nu e ok. Chestia asta nu e faină. Acum nu mai îmi place așa mult. Ok. Hai să-l ducem la shop și pe ăsta. Asta este, l-am testat. Împinge zăpada, doar că nu pot să o iau să o împing pe lături. Nu este un plug din acela. Ce face Cristi aici e o super, super ok. Problema e că e foarte mică, e jumătate de metru lățime. Deci nivelatorul îl scoatem din discuție. Facem să-mi pună lanțuri. Eu vin acum, vin boss, vin eu. Am zis, sunt pe drum, sunt coleașa. Imediat o rezolvăm. Hai să-i punem lui Chris lanțuri, să vedem dacă l-ajută cu ceva lanțurile. Așa, să cutulăm și noi ăsta. Ala este. Nu știu pe care îl ia. Stai așa să mă dau cu GSB-ul mai încoace. Bun. Ok, dăm customize. Îi dăm wheel setup, îi dăm wheel chains. Și engine setup e de 214. Ok, bun, asta cu wheel chains și customize. 1400, perfectos. Gata, Chris? Ți l-a dat? No problemos.
Așa, stai să și le ia Cristi de acolo. Belea acest JCB. Îl poți lua. Așa, și mai avem eu chestiunea asta pe care o să o returnez. Bum! Pentru că mie nu mai trebuie. Așa. Acum hai să mai luăm o drăciuță de asta mică și să o punem la celălalt. Are lanțuri și ăsta. Ăsta nu are lanțuri. Hai să luăm drăciuța aia pe care o găsim la Misk, parcă. Da, uite-o aici. Și, skid steer loader. Păi, nu, mie îmi trebuie 3 point snowblower. Ăsta îmi trebuie mie. O să-i dau bai, ca să avem și noi două. Așa. Și o să mă teleportez fix coleșa în al meu de 150 rusescul. O să mergem așa cu spatele, probabil. Noi suntem mai săraci. Ai greutate pe jos, strici drumul. Ok. Funny. Opa. Încadrăm ușurel. Mă bucur că îi place lui Alin investiția. Știu că n-am mai jucat de foarte, foarte mult timp cu el. Cu investiția. Așa, cum se folosește chestiunea asta? Faceți următoarea chestie. Lift, așa, putem să-i dăm Y, dar nu prea avem de ce. Îi dăm Control I ca să-i dăm unloading here, unload here. Și dăm un B, cam așa. Păi, estetic. Doar așa, estetic arată. Promoșel, stop engine. Perfect, asta o să o duc cumva pe lateral și cu click dreapta, uite, putem să o și... de fapt, nu, cu click stânga, uite, putem să o dăm în sus și în jos. Gen așa. Hai să vedem dacă merge. Stare curios dacă merge treaba asta. Yeah. Let's see. Eu te-am luat că merge. Păi stai, mă. Și unde? Hai să dăm de-aia în partea cealaltă. Merge acum? Cât de cât. Ok, și ar trebui să și arunce. Hai că aruncă. Hai că aruncă. Îl văd din când în când că aruncă. Ceea ce e fain, e ok. Doamne, ce caragios este. Ce e nu size-ul, e slide 1, ok. Cristian face codarea fix acum când vorbim. A, păi mișto mă pe șenile cu drăcia asta, pentru că am control maxim. Ia uitați și voi, boys, ce facem noi aici. Și practic mănâncă zăpada și o aruncă. Particulele de aruncat nu le am tot timpul. Asta este drept. Dar asta este. O ceru pe Alina acolo la viteză. Ușor, viteză marugică. Ușurel. Hai să facem să iau o poză. Și o poză așa. Pac! L-am tras în poză. Bărbiță dezăpezește. Ăsta este titlul videoului. Așa, hai să mergem și pe partea asta. O să mut în partea cealaltă drăciuță. A, chiar dacă nu mi-arată mie particulele, ele există. Ok, that's nice. Uite, îi dăm în cap lui Alina acolo cu cu snowblower-ul. Mâncătorul de zăpadă. Din păcate la acest tractor eu nu am cuplaj decât pe spate. Dar e ok, mă descurc și cu cuplajul pe spate. Avem o viteză de maxim 20 de km pe oră. Și e prea ok, e prea faină. Nu mai trebuie mai mult. Au ce tare aruncă aici. Facem treabă, boys. Facem treabă. Dezăpezim sau nu? Nu. Asta este răspunsul acum. Am blocat un picuț. Avem aici o bordură. Și nu trebuie să dăm în ea. Ok. Să revenim aici. Opa, opa. Mă urc pe bordură. Destul de nasol. Ok. O să opresc. O să mergem în partea asta. Tot cu 20 la oră merg. It's fine, it's fine. Cred că Chris acum, Cristi oricum se... Ia uite unde e farul. Farul meu stâng, uite cum atârnă. Oricum Cristi se mișcă un picuț mai repede ca mine. Dar ne mișcăm și noi, nu-i vai. E ok. Se face potecă până acolo. Ok. Ce sod e? Ce înseamnă asta? Hai să băgăm în partea cealaltă. Așa, și luăm pe partea asta ca să facem zona și mai lată. Alright. Asta este drumul către vânzare. Vânzăm. Vindem lemne și îl facem, opa, îl facem frumușel. Și eu sunt puțin invers cu ăla. Intră caneva. Uneori pierd noțiunea acum că sunt invers. Și trebuie, eu am controlele invers pentru că merg cu spatele. Bun. Uite-l, bă.
Frumos! Echipă? Echipă sau ce? Și să-l cumpăr ceva. Acum, de ce nu mai aruncă? Stai așa. Mai mănâncă cine știe ce pe aici. Ha? Curioasă treabă. Încerc să... Opa! Fii mai sus. Ia stai. Hai să-l punem mai jos. Asta este maximul. Asta e maximul? Vezi de ce nu mănâncă? Unload here, control I. Da, aici, așa trebuie să fie. Poate? Acum merge. Ok, s-a cam dezactivat drăciuța aia singură. N-am idee de ce. Chiar n-am idee. 10-15 la oră maxim. Aaa, eu mă duc la 20. Ia uite. Hai că acum se cunoaște că suntem doi. Să luăm pe aici. Stai de. Op, gata, m-am întors. M-am întors invers. Să facem măricică. Ala e. Hai că-l facem frumos drumul. Băi, este prima dată când dezăpezim. E super fain. Pregătim drumul pentru camion. Avem pădure. Ho-ho-ho. Din belșug de dat jos. Suntem la mijlocul iernii. Și mai avem o lecușe de lemne până când vine primăvara. Deci este fain. Dar pe aici, pe asta nu o ia. Pe aici nu vrea să o ia. Dar de ce oare? Poate că nu e prea jos dată. Este un pic. Acum pun eu așa. Acum apare în aer. O pun așa. Bun. Și acum s-a oprit. Turn on. Deci s-a fi oprit. Dar cu ea de jos. Da, uite pe aici, vezi, pe aici chiar nu merge. Curios. Foarte curios. Ok. Asta nu-i bai. Nu-i problema. Merge și așa. A lipit-o de pământ, acum este foarte, foarte lipită de pământ. Să luăm și porțiunea asta. Gata. Acum nu contează cine știe ce, mai rămâne o recușă pe aici, pe acolo. Da, e fain. E fain să vezi cum funcționează, uite zici tu. Ăla e, mă! Stai de. Dăm în partea cealaltă acum. Hai, bagă. Este cât pot eu de jos. Gata, acum am curățat drumul, practic, este făcut totul super, super în regulă. Ba, s-a blocat un pic cu serverul ăla din nou. Auci. Poate cine și ea. No, e bine dacă intrăm pe aici. Mai putem să mai depășim și noi după aia o mașinuță, 2-3, dacă avem pe unde. Și să nu facem margine. Asta e bine la acest utilaj. E bine când ești doi. Dacă ești unul, trebuie să faci câteva treceri, câteva mai multe chiar, și poate să devină plictisitoare toată treaba. Dar dacă ești doi, poate să meargă foarte repede. Și ai desăpezit tot drumul. No, asta este ultima trecere pe drumul ăsta. Nu cred că mai este nevoie să mai venim. O să închidem și noi camperul să ne deranjeze vizual. Și hai să vedem noi un pic cu spre hartă. Ne apropiem. Ok, nu ne apropiem. O să-i dau un B. O să-l ridic. Așa. Și mergem cu fața ca să bag și un pic de mai multă viteză. Și mergem fix la asta zic. La pădure. Aș putea să-l trag în poză și aici. Bum. Ăla e, mă. E frumos, mă, live. E frumos. Știu 150 întotdeauna mi-a plăcut. Așa. Hai să vedem pe unde a ales domnul Cristi să iasă cu drumul. Ca să-l putem mări. Normal a trebuit pe aici, pe undeva, pe la stânga, corect? Păi de la aici. Io. Ok, punem jos. Îl pornim. Și dăm și atâta. Gata, nu-i mai dăm nimica. Ajunge, îi ajunge. Bun, hai să sperăm că e ok. Dăm pe asta în partea asta. O ia pe asta? O ia. Bine-s. Tractorul ăsta este absolut perfect pentru utilajul ăsta de dezăpezire. Deoarece am direcție pe șenile. Și pot să-l controlez foarte, foarte bine pe oriunde aș vrea eu. Acum trebuie să ai în vedere că merge invers. Aia e într-adevăr o belea. Cam așa. Cred că asta este lățimea perfectă. Aici pe aici. Stai un picuț să ne întoarcem. M-am întors un picuț ca să nu dau peste drum. Deci e fain așa cum e. Ila-i, doamne, ila e.
Nice. Am putea să o luăm chiar super în față. Aoleu, ce s-a întâmplat? Ah, fagi. O de asta. De o rădăcină de copac. Ok. Și partea aia. Mă, pe aici n-arată cine știe ce, dar credeți-mă că funcționează. Dacă venim cu tirul pe aici, o să se cunoască faptul că noi am depus pe zi pe aici. Aici e fine. Așa, hai să întoarcem și noi un picuț. Ala este. Încă mănâncă, încă mănâncă zăpadă. Foarte, foarte fomist utilajul nostru. Curios că nu mai arată particulele astea. Uite, T-150 cum împinge tractorul, fraților. Tare? Sau ce? Nice. Așa. Bun, și mai am o porțiune mai sus un picuț cu alea pe care vreau să o măresc un pic. No. Eu acum am strict pe aici. Pentru că... Opa, merge și cu fața? Ar fi ceva. Merge și cu fața. Întoarcerea asta vreau să o fac un picuț mai altfel, pentru că nu e organică. Atunci când vii cu tirul, nu prea vrei să întorci așa drept, știi? Și întorci un pic mai pe curbă, așa. Gen așa. Corect? Corect. Bun. Și acum... Asta nu mai merge? Ba da, merge. Curios, nu vedeam. Ok. Și încă un picuț. Întoarcerea asta contează aici. De asta o fac eu, să fie cât mai finuță. Și cât mai miștoacă. Pentru domnul șofer care merge. Hello, Cristianos. Așa. Inca puțin. Hop. Ala este. Bun, hai că încă o ia. Partea asta de aici e un pic ciudățică, dar oricum am luat ce a fost mare. Deci e ok. Am luat ce a fost mare, nu mai e nevoie să ne chinuim un pic pe acolo. Iop. Fiți pe margine. Ala e. Bun. Acum putem să oprim utilajul. Îi dăm un V ca să-l ridicăm în sus, ca să nu avem probleme. Și putem să ținem, o să sting motorul și T-150-ul o să rămână probabil pe aici. Niște lemne n-ar mai strica pe aici, pe acolo, să mai facem și noi. Pacilișon. Și avem la Scorpion. Hai să o desfoldăm. De ce nu merge? Turn on harvester. Dăm pe B. Ok, pe 11 metri. What the fuck? Tăiem la 11. Știu că Alin zicea odată că vrea să tăiem la 11 și nu știu sigur dacă vrea la 11, pentru că tot la 6 ne dă profitul cel mai mare, știi? Eu tot la 6 aș tăia, pentru că, opa, deci nu primesc răspuns. O să-l tai la 6, e mai comod, dar nu plătește așa bine. 6 să fie atunci. 6 să fie, pentru că degeaba e comod dacă nu e și profitor. Profitabil, de fapt, nu profitor. Așa, ușurică. Ușurică, mă, ușurică. Op, ala e. Bun. Unde alegem noi să facem un morman de lemne? Hai să-l facem aici. E la 6. S-a dus la 11. Gademit, gata. Am selectat acum 6, dar a fost prea târziu. Nicio problemă. Nicio problemă, mă voi da jos și îl voi tăia pe ăsta în două. Hai să vedem aici, stai să vedem. Pa, 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 ca pe aici. Ochiometric îl iau. Pur și simplu ochiometric. Ala e, gata. Nicio problemă, am rezolvat. Nicio una problemă. Scorpion King-ul văd că se descurcă foarte bine prin dunele astea de zăpadă. Nu are niciun stres, Scorpion King-ul meu. Nici măcar un stres. Uop. Bun. Uite, din... Bă, din mers l-am luat pe ăsta, mă, fraților, din mers. Dar cum să faci, mă, așa, cum să iei din mers? Să mai facem un pic pe aici, liber, la utilaje. Avem cam multe utilaje îngrămădite și nu prea-mi place chestia asta. Haide, pune frână. Pune frână. Pune pe frânescu. Așa. Și face un pic de grămăjoară, știi, să fie totul bine. Bun. Știi ce? Hai să-l ducem noi pe bărbiță un picuț de aici. O să las motorul pornind la Scorpion King.
și îl duc un picuț pe bărbiță mai încolo. Mă cam încurcă pe mine un picuț aici, nu știu, mi se pare că mă încurcă. Vedeți, pornirea a fost mult mai mică decât este decât e modul conceput, știi? M-am uitat în fișiere și melodia, sunetul de pornire avea 22,8, parcă așa, de secunde. Aici ceva îngrozitor de mult. Vă dați seama, dacă porneam scorpionul ăsta T-150, dacă îl porneam de 3 ori, deja ăla era minutul. Și puii mei, îți pierdeai un minut din viață pentru că ai pornit utilajul de 3 ori. Stupid! Iarna putem vinde ce am recoltat. Văd că sunt prețuri bune. Dacă tu la Alt-S îți zice și prețurile. Alt-S, ia! Alt-S. Hai să vedem pe calendar pe acilișa. Unde sunt prețurile? Avem planting seasons. Ok, pe next cred că sunt prețurile. Economy. Alright. Și avem keys, o regulă. Hai să băgăm pe canola. Și unde văd și eu cât? Canola euro 1000 pe 1000 de litri. Ok, bun. Deci avem practic pe timpul iernii cel mai mult. Avem cam 1000 și ceva pe aici, cam 1300-1400 de euro, cam așa vine. Deci se vede clar că la oricare pe timpul iernii sunt cele mai bune prețuri. Are sens dacă stai să te gândești, chiar are sens. Nu pentru toate chestia, ci că se vine bine vara. Interesantă chestia asta. Îți dă ceva de făcut iarna. Ceva în plus, știi? Foarte tare să faci vara grâne și după aia să revinzi pe timpul iernii pentru că ai oferte. Aștepți cu un alt motiv iarna, știi? Nu doar fiindcă trebuie să vină. Destul de interesant, îmi place. Place. Așa. Gata. Și în partea asta. Așa, așchi de lemn se vând super bine acum. No, ok. Putem să facem așchi de lemn. Doar că ne trebuie un utilaj. Putem să închiriem. Deci, o ducem bine. Un pic de înghesuială pe aici pe la noi, dacă mă întreb pe mine. Atât timp cât plouă. Dar v-am avertizat, pe harta asta o să facem forestry. Nu facem tot timpul forestry, dar acum cu seasons o să facem mai mult forestry decât preconizam. Pentru că pe timpul iernii chiar nu ai ce să faci. Ce faci în prima zi de iarnă? Se vând bine. Nice. Nici ce-ți dă, nici ce-ți. Hai să mai tăiem unul colea. Îmi place mie să văd cantitatea acolo. Ala e, mamă, ce de jos l-am luat pe ăla. Frumos. Maestru, mă, l-a tăiat copaci. Maestru. Frumos de frumos. Hai să luăm și pe ăsta. Gata. Ala e. Și un pic mai încoace. Un picuț. E bine, acum că l-avem pe bărbiță, i-am uitat luminile aprinse, văd. Trebuie să mă o să sting luminile. Pentru că putem să ne ajutăm. Adică bărbița are... E foarte potent ca și putere. Și putem să îl folosim să ne împingă pe aici, pe acolo. Oprim aici frumușel. Că și porcul tot ar fi trebuit lui aia cumpără primăvară mult prost să crească pentru iarnă. Ok, boys. Trebuie să stingem aici lumile. Gata. Aș putea să le aprind aici. Eu normal ar trebui să am lumină în joc acum. Este 2:15 minute, dar din cauza că, na, este la poziție și din soare, nu avem prea multă lumină. Bum! Îmi place să lucrez pe lumină, așa că am aprins toate blegurile. Bun, o să închem aici. Sper că v-a plăcut. A fost foarte, foarte fain, așa, și continuăm data viitoare. Până atunci, v-am salutat!